Bună, dragii mei, și bine ați revenit aici pe canalul meu la un nou episod de vlog. Anca Mihaela. Astăzi sunt pusă pe treabă, în special vreau să fac mâncare în acest episod de vlog. Tocmai ce am văzut zilele trecute, o rețetă de aripioare așa crispy, crocante, pe care vreau să o încerc pentru că nu am făcut până acum. Vreau să fac și niște pipote, nu știu cum o să le fac, dar o să vi le arăt oricum aici pas cu pas. Vreau să fac și niște cartofi la cuptor, am de pachetat și niște haine, am de făcut curățenie, veșnica problemă, dar în special în acest vlog vreau să mă axez pe mâncare. Oricum mi s-a cerut să fac treaba asta, pentru că după cum ați văzut sau nu ați văzut, eu am făcut în comunitatea mea un sondaj cu ce anume să fie următorul episod de vlog și cel mai mare... cea mai mare rată de voturi a avut-o mâncarea. Deci am zis să fac mâncare și mai vedem și mai vorbim pe parcurs în caz că mai fac ceva. Oricum o să vă spun pas cu pas ce o să fac eu și sper să-mi și iasă. Vă țin la curent și vorbim pe parcurs. Deci prima dată eu o să fac aripioarele. Aici am pus aripioarele la fiert, iar cât timp se fierb, bineînțeles că apa aceasta nu o să opresc, cât timp se fierb eu o să pregătesc oul crispy, îl vă arăt imediat. Eu aici o să pun niște fulgi, eu pot să am luat din Lidl, fulgi de porumb și vreau să-i fac cu blenderul pentru că trebuie să-i mărunțesc, nu știu cât să pun sincer. Să mă apuc să-i fac cu ăsta. Deci eu am pus aici fulgii pe care i-am făcut la blenderul acela. Am pus aici niște boia de ardei dulce afumată, aici puțină făină, aici am ou cu niște condimente, iar aici aripioarele pe care tocmai ce le-am fiert. Așa că mă apuc să dau prima dată prin ou aripioarele, după aceea prin treaba asta și o să le pun într-o tavă până le pun la prăjit. Gata, le-am dat prin toate cele, ați văzut, iar acum o să le pun la prăjit, aici, adică, dar nu s-a încins încă și aștept să se cindă foarte bine ca să mi se și facă, ia să facem proba cu un fulg așa, nu s-a încins, mai așteptăm, deci ale mele cam așa arată. Aici se vede diferența pentru că am pus fulgi mai mici, iar aici m-am hotărât să mai pun din aceștia mari. Și unele s-au făcut cu mai mult, altele au luat mai puțin, dar tind să cred că o să fie o bunătate. Gata. M-am apucat să le pun pentru că, după cum vedeți, totul este încins aici. O să le las la foc mediu ca să se facă, să nu mi se ardă, îl dăm încet. Eu l-am pe aici, lasă-o acolo, mami, că l-am aici pe Ianis cu mine, prin bucătărie.
bebele doarme, Florin are treabă. Gata, nu mai. Așa mi-au ieșit. Deci cam așa arată. Sper să fie și bune la gust. Mi-mi place tare mult cum a ieșit. E prima dată când le fac. Pe unele, vedeți, s-a prins mai bine compoziția. Pe unele mai puțin, dar arată foarte bine. Eu sunt foarte încântată de cum au ieșit. Asta este puțin mai prăjită, dar în mare parte chiar arată bine. Trebuie să mă apuc să fac și pipotele, să mă apuc să fac și cartofii, deci mai am de muncă. Gata, am făcut și pipotele. Eu le-am fiert foarte, foarte, foarte bine. Deci până s-au făcut foarte, foarte moi. După care le-am pus într-o tigaie și le-am tras așa puțin în tigaie, se și vede, cu puțin ulei. Și am adăugat usturoiul pe care l-am curățat anterior. Dacă ați ști cum miroase. Și le-am lăsat acoperite, cred că în jur de 20 de minute. Aici am urdărit eu acum castronul. Așa, iar acum am băgat cartofii la cuptor, o să vi arăt și pe aceea când o să fie gata. Ia uitați cum arată bine vasul, nu vi-l mai filmez cum s-a făcut pe margine, dar ia uitați cum arată cartofiorii. Și acum am adăugat usturoiul peste el și am să nu-i mai amestec pentru că se pot forma și după aceea nu aveam ce să vă mai arăt. Eu i-am pus la cuptor doar cu sare, puțin delicat și voia de ardei dulce. Iar acum la final, după ce am scos, vedeți că am adăugat usturoiul foarte puțin pisat, cu sare în el și puțin apă. Oricum sunt o bunătate. Știți că eu așa îi fac mereu. Gata, dragii mei, v-am arătat absolut tot ce am gătit astăzi. Între timp cât au fost cartofii la făcut, mi-am făcut și eu baie, mi-am spălat părul. Era nespălat de două zile și eu mă spăl o zi, dar și una nu, pentru cei care m-ați întrebat. Vlogul a fost despre mâncare, ați văzut ce am făcut, sper că v-am inspirat și pe voi. La noi este destul de târziu și chiar aș vrea să ne punem să mâncăm. Ianis deja doarme, bebe momentan mănâncă, e cu Sorin în cameră. Și după aceea aș vrea să-mi usuc părul și să mai fac și puțină curățenie, pentru că nu am apucat să fac, m-am ocupat mai mult de mâncare.
și automat nu vreau să vă mai filmez treaba asta pentru că aș vrea să fie numai despre mâncare. Ne vedem data viitoare, tot aici pe canalul meu. Cred că următorul episod de vlog o să fie diversificarea, pentru că în câteva zile o să începem. Așa că, dacă v-a plăcut, v-aș ruga să vă abonați, să-mi dați un like, un comentariu și să rămâneți aici pe canalul meu, unde ne-am strâns o grămadă de oameni și sunt tare, tare fericită și pentru asta vă mulțumesc și o să vă mulțumesc în fiecare episod de vlog. Vă pup și vă doresc și vouă poftă bună dacă ați gătit și urmează să mâncați.